Puțină gălăgie pentru vlogul lui Avrămescu. Cam așa arată o față și un om care a dormit la 5 dimineața pentru că a stat în pază. Și așa arată un om după ce și-a băut ciocolata caldă, care merge acum la devoțional. Pare tot mai în regulă, vocea încă este de bas, dar ne descurcăm. Nu mai întinde, nu mai explică-mi, te rog, puțin despre cafea. Explic, deci nu este expreso, este espresso. Atât? Mulțumim. Flavizio ar fi... Cafeaua nu crește în Italia. Cafeaua poate se prăjește în Italia. Bună dimineața și spor la cafeluța taberistă. Nu uita, îndabără mâncarea se ține în râu, nu în cor, ca să-ți miroasă cortul. Și mai colectăm o replică. Nu uita, nu s-a cui baza, ci plapuma de la bunica. Pa! Numai puțin am lipsit de aici și hai să vă arăt ceva. Dacă vreți să cunoașteți cea mai tare echipă și cea mai inventivă echipă, îți bombă oamenii ăștia. Toți ăștia. Nu este expreso, este espresso. Nu este expreso, este espresso. Hello guys, welcome back to my channel. I mean, not my channel, but welcome back. Our channel, guys. Am pornit spre vârful Retezat. Orice putem zice că e o vreme superbă, ține cu noi vântul. Avem limo. Și voi e bun. Exact. Întrebare deci pentru public și telespectatori. Să dormiți bine la noapte. Da, la ce se folosește ceaiul de sunătoare? Când te doare stomacul. Bună întrebare. Așa că, mulțumim, ca să nu informații. Te doară stomacul, nu bei apă din lacul glaciar. Dar noi putem să bem apă din lacul ăsta, că am înțeles că se poate, nu? Că e... Este expreso, este expreso.